Salutare! Astăzi vom vorbi despre cum să obții o sănătate deplină cu ajutorul naturii și a cultivării minții într-un mod sănătos. Natura este cea care vindecă, spunea Hipocrate, părintele medicinei, care mai sfătuia de asemenea că dacă nu vrei să fii bolnav, învață să trăiești sănătos. Există câteva norme și principii de sănătate pe care dacă le vei cunoaște și pune în practică, vei evita boala cu siguranță. Dar, dacă te-ai îmbolnăvit deja, la fel, Hipocrate ne atenționează, ne ajută cu un sfat. Vindecă, însă fără să faci mai mult rău corpului tău. Utilizează remediile naturale care nu dau dependență, nu rănesc corpul, da? Nu dau efecte adverse, nu înveninează, nu intoxică sau pedepsesc corpul deja bolnav. Alt sfat pe care tot Hipocrate îl dădea sună cam așa. Fie ca alimentul tău să fie medicamentul tău și medicamentul tău să fie alimentul tău. Ce dorea să spună cu acest sfat? Mănâncă alimente care hrănesc și vindecă în același timp. Putem împărți alimentele în trei grupuri. Primul grup formează alimentele care hrănesc și vindecă, curăță și regenerează întreg organismul. Și acestea sunt fructele, legumele și zarzavaturile, care se pot mânca crude în salată. Al doilea grup este format din cereale integrale, tuberculi și leguminoase care sunt alimente sănătoase necesare corpului omenesc, însă nu vindecă. Al treilea grup de alimente care hrănesc, însă apoi îmbolnăvesc, sunt tot tipul de carne de origine animală, pește, mezeluri, prânzeturi, mai ales cele fermentate, fructe de mare, etc. Toate aceste alimente încarcă corpul de colesterol, acid uric, hormoni, antibiotice și alte toxine care sunt procancerigene, prodiabet, artroză, infarct de miocard, accident vascular, cerebral, etc. De aceea, dacă dorim să avem o viață sănătoasă sau să ne vindecăm în caz că ne-am îmbolnăvit, trebuie să consumăm doar alimente din grupul 1 și 2 și să evităm pe cele din grupul 3. Așa cum există o lege care guvernează mintea și conștiința oamenilor, mă refer la cele 10 porunci, există de asemenea un decalog al sănătății, care ar trebui cunoscut și practicat pentru ca organismul nostru să fie sănătos sau, în caz de boală, să se vindece repede. Dacă ești interesat, în următoarea lecție îți voi explica mai multe. A învăța să trăiești sănătos este cel mai bun lucru pe care îl poți face în viața aceasta. Sănătatea nu se poate cumpăra cu bani. Asta e clar. În fiecare zi mor milionari, la vârste medii, nu foarte avansate, și situația este destul de clară. Poți cumpăra medicamente, dar nu sănătate. În fiecare zi apar noi medicamente, dar apar și mult mai multe boli. Ceva nu funcționează cum trebuie, nu crezi? Haide să trăim sănătos! Suntem Manuel Cosma, naturist și specialist în nutriție și te aștept la următoarea lecție interesantă despre cum să trăiești sănătos. Pe curând!